În acest tutorial vom continua să scriem cod pentru uploadarea imaginilor și pentru afișarea celor, bineînțeles, odată ce le-am afișat, trebuie să le avem aici dedesubt, să le putem edita, să ștergem din ele, etc. Și vom încerca să facem câteva îmbunătățiri aici în acest formular, care este practic unicul pentru uploadarea de imagini pentru galeria foto, da? Și haideți să întărim puțin unicitatea numelui fișierului. Deci observăm în baza de date cum au fost salvate fișierele noastre, deci numărul de ordine, să zicem 10, după acest timestamp care vedeți că este același pentru primele fotografii, primele 4, avem 10, 20, 30, 40. În baza de date sunt afișate în această ordine, în ordinea în care au fost create și de asta 10, 20, 30, 40, dar aici putem observa clar că acest timestamp este același pentru toate 4. După aceea, bineînțeles că dacă mai trece cel puțin o secundă, avem alt timestamp, care și acesta este egal pentru următoarele 4 și după aceea țineți minte că am mai încărcat două care au același timestamp. Deci parcă nu îmi place foarte mult că au același timestamp. Practic, numai acest număr de ordine diferă și atunci aș vrea să întărim puțin unicitatea numelui fotografiei. Bineînțeles, astea pot să rămână, nu-i nicio problemă, le lăsăm. Nu asta este problema, dar aș vrea să mai creăm și pe lângă acest timestamp încă un șir, să zicem, de 3-4 caractere aleatorii. Și aici ce am putea face, deci să creăm acest timestamp, vom... la numele photoName vom adăuga, deci trebuie să importăm sus funcția string, deci exact cum o aveam, să zicem, în alt controller aici, deci trebuie să importăm use, ia să vedem dacă string milia, nu milia, așa, control Z, că nu mai știu exact, dar stați că vedem într-un categorii controller aici, sigur, illuminate support string, control C, control V. Deci am importat clasa string aici și aici unde vom crea numele fotografiei, deci vom da $ str random și să-i zicem de 5. Deci de o lungime de 5. Și bineînțeles încă așa. Și deci acum vom avea un random de, încă un șir random de 5. Deci acum chiar că indiferent de iterația asta de time, dar totuși am un șir random, e foarte greu să mai fie, să nu se respecte unicitatea. Haideți să vedem. Da, haideți să selectăm upload, deci browse. Mai iau și eu două imagini. Să zic așa, le iau la nimerală, le dau un upload. Fotografiile au fost încărcate cu succes. Haideți să vedem și în baza de date cum arată acum. Da, deci vedem că mai avem încă două fotografii, vedem exact cum ne-am așteptat că acest timestamp ar fi același, dar vedem că avem acest șir de 5, de 5 litere, da, care diferă clar. Acum nu mai e nicio problemă să... nu mai avem nicio problemă de unicitate cu acest șir de caracter. Deci e o măsură suplimentară de siguranță. Acum să venim și să începem să afișăm în aceeași pagină de dedesubtul formularului de încărcare să facem să afișăm pozele din galerie deocamdată. Deci mergem în Page Photos Blade, deci unde am avut aici formularul și rândul, deci form aici se termină, avem un rând, deci începem cu un nou rând, să zicem, div row. Așa, aici vom avea pentru început, haideți, putem să punem și un H2 text center, da, și să spunem
imagini, galerie, foto și vom pune și numărul de imagini. Haideți să zicem, da, deci dollar, noi avem aici dollar page, da? Vom avea photos și deocamdată count, o să vedem de ce zic deocamdată, dar să vedem că totul e ok deocamdată, controlez, dăm un refresh în pagina noastră, da, și aici ne apare imagini, galerie, foto, 12 imagini și vom începe să le și afișăm pe rând, haideți să le și afișăm deocamdată, deci vom avea în acest rând o buclă for each, deci for each, să zicem dollar page photos, deci pentru aceste fotografii as dollar photo, da, și and for each, and for each. Și ce vom avea? Vom avea deocamdată o clasă, un div de cu clasa col md, să zicem, vom afișa 4 pagini pe un rând, deci md3, 3 ori 4, 12, col md3 și vom avea deocamdată doar o imagine, vrem doar să vedem că există, deci img, search va fi, vom avea deocamdată, o să vedem că o să corectăm și acest lucru, că nu-mi place prea mult, deci images page photo, parcă era, o să verificăm imediat, aici vom avea și $PageID, da, și aici vom avea photo file. Deci dollar photo file. Deci e cam stufos asta și o să corectăm imediat treaba asta. Deci dollar images. Haideți să vedem că e vorba de pages photos, că nu mai știu pe din afară. Deci images pages photo. Deci vedeți mereu tot timpul va trebui pages photo. Images pages photo. Page ID, dosarul nostru page ID. Da, deci și photo file. Va fi alt. Haideți să vedem că ni le afișează. Dăm un refresh. Da, și ne-a afișat, bineînțeles, trebuie să ni le afișat, e clar, pagina, dar bineînțeles că trebuie să le formatăm pentru că vedeți că sunt la dimensiuni foarte mari, nu le limitează nimic. Deci vom intra în fișierul nostru din admin custom CSS, pe care îl știm că îl avem peste tot. Custom CSS și vom, pentru că văd nu așa, deci vom face în primul rând o regulă generală pentru orice imagine, ca să nu mai avem. Deci image, deci vom face max width. Max width va fi, să zicem, 98%, da? Deci nu vom mai avea. Haideți să vedem cum arată acum. Ctrl-S. Într-o dăm un refresh. Ctrl-F5, de fapt. Da, și acum, deci max width este într-adevăr. Avem 12 poze și, bineînțeles, le avem aici, așa, ordonate și nu mai sunt puse, nu mai au dimensiunea maximă 100%. Și acum vom mai da o mică formatare la aceste poze. Și vom scrie, să zicem, încă o clasă, img, să-i zicem clasa, cu clasa foto. Aici și noi clasa foto, deci avem max ISO acela, dar vom mai pune display bloc, da, ca să o avem, după aceea margin vom pune, să zicem, 7 pixeli auto, vom pune și un padding, să zicem, de 6 pixeli,
și un border de un pixel solid black sau gray. Haideți să mergem cum am mers și pe frontend, cam așa. Deci așa controlez. Da, vom da un refresh la pagină. Să vedem un Ctrl F5 ce înseamnă. Da? Nu pare că s-a sinchisit de această modificare a mea. Să vedem. Era și normal, deoarece n-am adăugat clasa foto acestei imagini. Deci pe aici Photos, aici, și vom adăuga clasa Image. Class egal foto. Ctrl-S. Acum vom da un refresh. Da, și vedem că avem acest chenar frumos în jurul imaginii și, bine, ele fiind pe un fond alb nu se vede, dar la alte imagini s-ar vedea mai interesant, că vedeți cum e aceasta sau aceasta, se vede că are o anumită distanțare și că e centrată și așa mai departe. Da, deci acum ce aș mai vrea să fac pentru ele, bineînțeles, pentru imagine, aș vrea să adaug un plugin pop, magnific pop-up, astfel încât atunci când fac click pe ele să pur și simplu să se vadă full screen cu un lightbox, cu așa numitul lightbox, o să vedeți imediat. Deci eu o să vă trec, bineînțeles, și link-ul respectivului plugin magnific pop-up și uitați aici. Deci ce vreau, deci noi avem fotografiile așa și aș vrea când fac click pe una să se mărească, deci să o pot vedea pe tot ecranul, pentru că ați văzut, fiind multe, sunt mici, poate vreau să văd mai clar. Deci acesta este un simplu plugin de Lightbox. Deci cum se face, vedeți că aveți aici GitHub, apăsăm pe butonul GitHub, mergem în distribuție aici, în dosarul distribuție, și pur și simplu salvăm. Deci avem acest CSS, trebuie să-l salvăm, și un jQuery magnific pop-up mini. Deci haideți să îl luăm. Deci fac click pe el și văd că, ia să vedem dacă ne poate, ni-l poate descărca. Dacă nu, descărcăm, ia să vedem, descărcăm tot code aici. Code, bineînțeles, download zip. Deci downloadăm pur și simplu zip-ul, ok. Mergem în download, să zic, l-am descărcat eu, o să vă arăt imediat, save. Da, deci am în download, aici intru un magnific pop-up masters și îl iau de aici, din distribuții, deci iau Ctrl-C, Ctrl-C, deci acestea două le iau cu Ctrl-C și mă duc frumos în htdocs unde avem noi site-ul nostru, în Laravel Opsite sau unde l-aveți dumneavoastră, în public, admin assets și îl bag tot în Photos și îl dau paste, bineînțeles. Și pe ăsta o să-i zic, o să-l redenumesc ca să-mi fie mai ușor să-l scriu, deci magnific, doar magnific CSS, da, deci le-am redenumit și magnific GS. Ne întoarcem frumos în vederea noastră Blade. Da, și deci aici voi dubla linia în custom CSS. Voi adăuga aici, voi avea magnific CSS. Magnific CSS, iar în aici voi dubla această linie cu file input CSS, bineînțeles, și voi avea magnific GS. Magnific GS, verificăm și că totul este în regulă, adică că le-am salvat corect în asset-ul nostru, da, și în Photos aici, deci vedem, avem magnific CSS și magnific GS. Deci am implementat acest mic plugin pentru Lightbox. Și acum trebuie să vedem ce trebuie să adăugăm aici. Apăsăm aici, vedem că avem single image lightbox, asta ne vrem, nu vrem încă o galerie. Vedem view source și aici vedem că avem un
codul de inițializare, da? Și aici vedem cum avem image pop-up vertical, deci tot codul respectiv. Și vedem cam ce ar trebui, deci trebuie să avem un A aici cu href-ul exact același. Deci trebuie să avem un A și la inițializare type image. Aici e clas, mă rog, vedem ce mai vrem să mai facem, dar e clar că acestea sunt mai multe funcții, deci magnific fit width, vertical fit, deci nu ne interesează neapărat că imagine vertical fit, asta așa, dar type image, deci trebuie să o inițializăm cu type image și să avem un A, un click A. Da, ca să avem pe ce să facem click. Deci trecem la. Deci acest image îl vom încadra într-un tag A, A href. Și vom avea același href ca și search-ul, bineînțeles. Luăm Ctrl C, Ctrl V. OK. Vom pune și class, să zic, magnific gallery, îi punem și noi o clasă ca să putem să o accesăm și închidem A-ul, bineînțeles, pardon, închidem A-ul și închidem și tag-ul A, Ctrl-S. Și acum vedem ce cod trebuie să scriem aici pentru a inițializa plugin-ul nostru. Vom lua, bineînțeles, cu copy și paste de aici, din view source. Da, nu mai îmi ap- Deci vom lua cu... Vom intra iar în sursa codului. Ia să vedem de ce nu mi-apare. Așa, mi-a apărut acum în document ready function. Iau un cod de aici, control C. Sunt diverse opțiuni aici, mă rog. N-am nevoie de nici. O vom trece aici, ce am copiat de acolo, control S. Și bineînțeles, eu n-am clasa image, am clasa aici ahref class magnific gallery. Control C, control V, magnific pop-up type a mini close on content click true main class. Așa, haideți să zicem că asta e ok. Image vertical fit true. Ok, deci na, e tot ok, n-am de ce să schimb ceva aici, salvez și verificăm. Dau un refresh la pagină, vedem că deja ne apare ca un link, vedeți, se schimbă cursorul mouse-ului și acum orice fotografie, atunci când fac click pe ea, mi-apare frumos pe toată pagina, cu un buton de închidere și așa mai departe. Deci pot, sau click pe ea și se stinge, deci vedeți, pot să am o vizualizare ca lumea pe tot ecranul, să văd cam ce poză am în galeria mea foto de imagini. Deci cu asta am terminat prima parte de afișare a fotografiilor. Vom vrea ca în dreptul fiecărei fotografii să avem un formular de editare. Am zis că avem un title, un description, să putem șterge fotografia eventual și așa mai departe, să paginăm, că poate avem mai multe. Așa 12 e ok, dar dacă avem mai mult de 16, ne mai convine să fie afișate toate pe o pagină și de asemenea să accesăm mai ușor acest link al fotografiei, care vedeți că e destul de lung, images, photos, ID, deci e destul de greu. O să vedem cum facem să avem o funcție care ne întoarce automat foarte ușor adresa fotografiei respective.